însă, act de devotament față de învățătura ortodoxă și tocmai acestui împărat Constantin, noi îi datorăm respectul pentru trei lucruri minunate. Edictul de la Milan, 318, când s-a dat libertatea creștinismului și creștinismul a devenit religie oficială de stat în defavoarea cultului roman a zeului Mitra, el pentru aceasta s-a luptat cu Liciniu și Maxențiu și i-a biruit și atunci a putut să preia această decizie și deși că s-a dat acest edict, încă au mai fost prigoniri în alte regiuni ale lumii. Apoi, 325, Sinodul I Ecumenic, prezidat de chiar împăratul Constantin și sub tutela celor doi mari sfinți, Spiridon și Nicolae, care au fost prezenți la acest sinod, și din mila Preasfântului Duh, tot de atunci avem și stabilirea dogmei treimii, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, adică combaterea arianismului, și tot la acest sinod s-a și stabilit acea poveste care, dacă ați prins așa din fugă, poate pe unii nici nu i-a interesat, problema Pascaliei, când sărbătoarea învierii se calculează, ori după echinocțiul de primăvară, prima lună, duminică după lună plină, sau 14 Nisan, pentru că întâi trebuie să fie Paștele evreiesc, adică întâi trebuie răstihnit Hristos și apoi trebuie să învieze. Nu poate să învieze și să urmeze apoi răstihnirea. V-am spus lucrul ăsta ca idee generală, nu pentru polemică sau pentru neînțelegeri sau dispute neconvenționale. 2. Împăratul Constantin are marele rol fundamental de înnoire a tuturor locurilor sfinte unde Iisus în cei 3 ani și jumătate de viață pământească a făcut minuni. Dacă noi mergem astăzi la sfintele locuri în Ierusalim și vizităm Biserica Nașterii, se datorează împărătesei Elena și apoi împăratul Iustinian cel Mare, care vine și o mai și lărgește, care vine și o mai și împodobește în mozaicuri. Dacă noi ne închinăm astăzi la mormântul Domnului, se datorează împăratului Constantin, care vine și zidește prin împărăteasa Elena o biserică învierii peste mormântul Domnului Iisus Hristos, apoi peste locul schimbării la față, apoi peste locul de la Cana Galilei, apoi peste locul mulțirii pâinilor, peste locul repunerii în apostolie a lui Petru, peste locul bunei vestiri de la Nazaret și toate evenimentele importante din Sfânta Scripturii, la locul înălțării, la locul pogorârii Duhului Sfânt, la cina de taină. Și v-am amintit aceste lucruri pentru că dumneavoastră vizitați un Ierusalim care a stat sub 500 de războaie și 50 de asedii. Piatra de călcare a Ierusalimului original din timpul Mântuitorului Iisus Hristos este între 12 și 17 metri adâncime. Atâtea ruine grămadă una peste alta în 2000 de ani de creștinism. Dar edificiile acestea au păstrat originalitatea pentru că acești împărați creștini au sădit aceste scripturi deschise în pământul acesta planetar al Țării Sfinte și au lăsat cum stau măselele de minte locuri sacre ca noi să știm unde au avut loc aceste evenimente și să ne închinăm și până astăzi la ele sub patronaj bizantin, dați telefonul pe Lisirens, Dumnezeu nu sună pe nimeni în timpul slujbei.
Și au lăsat aceste mărturii sub tutela bizantină, și anume acea organizație religioasă sau formație religioasă numită Frăția Sfântului Mormân. Cei care gestionează aceste locuri sfinte, la Fântâneasa Marinencii, la Stejarul din Mamre, peste tot avem aceste mari capodopere. Iar pe lângă aceste capodopere se mai găsesc și marile mănăstiri din pustiul Palestinei, unde au fost mari nevoitori și începători ai veții de obște, Teodosie cel Mare, Eftimie cel Mare, Sava cel Sfințit, părintele tipicului bisericesc, și nuncele din urmă, Hariton, Eftimie, Onufrie, care sunt mărturii până în zilele noastre, că au trăit prin aceste locuri pustii și oameni care l-au căutat permanent pe Dumnezeu. O altă sărbătoare pe care o vom întâmpina este sărbătoarea Înălțării, joi, care se împlinește 40 de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, stă pe scaun cu Tatăl, ca cel ce împreună în toate necuprins, cum spunem când dăm cadernița în Sfânta Biserică, în jurul Sfintei Mese, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, ai fost Hristoase, toate umplându-le, ca cel ce ești necuprins. Peste tot, pretutindeni ești și pe toate le împlinești rugăciunea Duhului Sfânt. Înălțarea este un act de evlavie, de dragoste al lui Dumnezeu Fiu pentru noi oameni pe pământ. Pentru că El a stat cu Tatăl pe scaun din ziua în care a înviat. Dar oamenii, neînțelegând taina învierii, El a trebuit să-și ia această pogoră, acest pogorământ, sau această indulgență, să-i spunem, această acrivie, să vină din nou să se arate apostolilor, să-i poată învăța misiunea directă a ceea ce înseamnă răspândirea creștinismului pe fața Pământului. S-a arătat de două ori pinușile încuiate odată cu Toma fără Toma, s-a arătat femeilor mirolosițe care s-au dus la mormânt și pe când veneau de zi dimineața au cuprins picioarele și l-au sărutat, s-a arătat Mariei Magdalena și a tras un pic de urechi, Marie! A spus, au furat pe Domnul și nu știu, l-au pus, mergea și ea pe minciuna evideilor. Apoi s-a arătat la Tiberiada,